dragii prieteni, pentru mine, cel puțin, nu știu cum a fost pentru noi, pentru mine, cel puțin, ascultându-i pe cei doi invitați, am avut experiența unei adevărate băi sufletești și vreau să spun că după seara asta plec cu totul altfel acasă și vom avea grijă cu ajutorul domnului Olivian Breda, căruia îi mulțumesc că este aici și vă sfătuiesc să apelați dânsul când este nevoie, să vom avea grijă să, ca filmările, ceea ce s-a vorbit, ce s-a mărturisit aici, să ajungă pe internet, ca să ajungă la cât mai multe persoane, dacă se poate, și la cei care sunt plecați în afara țării, cei care nu au putut fi aici din binecuvântate pricini. Timpul este foarte înaintat și pentru că trebuie la un moment dat, avem niște obligații în raport cu gazdele noastre, nu o să mai proiectăm acum imaginile de la Muzeul Rezistenței din 1993, dar vă promitem că le punem pe internet, atât pe pagina de YouTube a Fundației, contul de YouTube al Fundației Ion Gavrilo Ogoranu, cât și pe pagina de Facebook a Fundației Ion Gavrilo Ogoranu și cine dorește, îi le putem pune la dispoziție prin transfer sau pe CD. Dar ce am vrut să vă spun este că înainte de a încheia, îmi fac datoria de a da posibilitatea să spună câteva vorbe unei distinse doamne, actriță, doamna Doina Ghițescu, care este prezentă aici și care a dorit să dea citire unui scurt fragment din cartea pe care o avem, Memoriile, din păcate neterminate, ale, așa cum v-am spus, a fost luat dintre noi, ale domnului Constantin Iulian, care a fost luat dintre noi într-un mod neașteptat. Și avem de asemenea, pentru cei care doresc, și o scurtă mărturie asupra acestui eveniment din 1993, Muzeul Rezistenței. Deci, va citi din cartea lui Constantin Iulian, din lagărul România evadează morții, actrița Doina Ghițescu. Aș vrea să...